deci, astăzi o să vă povestesc cum am ajuns eu la 18 ani în comisia de votare Râmnicu Vâlcea și cum a fost, cum a decurs toată chestia aia. În primul rând, hai să o luăm cu începutul. Sculatul la 6 dimineața, vai de capul meu ce fac oamenii ăștia care cumva merg să stea acolo literally de la 7-8 dimineața, de când se deschide secția de votare până la 10-11 seara când se închid urnele. Nu mai știu exact timpii că n-au trecut câțiva ani de atunci, dar cei drept țin minte că îmi picau ochii în gură de somn atât mie cât și colegilor din comisie. Dar în fine, ideea e cam așa. Parcă și acum mi-l amintesc pe tata când am făcut 18 ani, zicându-mi: copile, dacă nu votezi, nu contezi. Și cumva nu am prea înțeles eu multe din vorba asta, dar am zis că, bă, hai să văd care e faza, nu? Plus că tocmai ce înnoisem și buletinul, așa că hai, domne, să văd și eu despre ce e vorba. M-am întors la tata și l-am întrebat: auzi, dar în afară să votezi nu poți face altceva? Cum ar fi? Nu știu, să ajut cumva să înțeleg mai bine orice din chestia asta, adică, na? Și răspunsul lui a fost: ba da, poți să mergi în comisia de votare că tot urmează alegerile și așa o să vezi cum decurge totul. Zis și făcut, nu prea înțelegeam eu ce mai exact trebuia să fac și în ce mă băgam, dar i-am zis ok. M-a trecut el pe niște liste cu voluntari, înțelesem că o să primești și niște bani, nu mult și drept, dar na, fiind încă la liceu pe vremea aia, vă închipuiți că orice leu în plus era binevenit, plus că era o chestiune pe care nu mai făcusem niciodată și eram chiar tare curios să văd despre ce e vorba. Așa că peste câteva zile urma să vină momentul în care trebuia să mă prezint la secția de votare. Nu-i mai țin minte exact numărul secției, dar știu că era aici. Pentru toți cei care stați în Vâlcea, ar trebui să știți liceul ăsta. E acolo pe lângă parcul Zăvoi. Așa că mă trezesc eu cu greu dimineața pe la 6, cam așa. Mă îmbrac, o scot pe tesi pe afară, chestiile astea usual. Și mă îndrept după spre locul cu pricina. Iar odată ajuns acolo, dau așa peste o mână de oameni care așteptau la ușă împreună cu niște polițai, dar nu știam ce mai exact, așa că îi întreb: auziți? Pentru cei care sunt în comisia de votare, ba, îi se așteaptă? Iar toți oarecum zâmbind și chicotind îmi zic că da. Nu prea mă prindeam eu de ce râd ei pe sub mustață, sau măcar dacă și ei s-au înscris ca voluntari, dar un lucru era clar. Bă, eram cel mai mic dintre toți, adică dacă pe acolo erau oameni de la 30 plus, eu eram singurul puștean de 18 ani care se plimba pe acolo și el. Am zis ce-o fi, o fi. Deschide până la urmă ușa o femeie de serviciu care probabil lucra la școala aia. Intrăm noi, mergem în sala noastră, care era practic o sală de clasă, în care am mutat puțin băncile astfel încât să putem sta și noi jos, dar să aibă și oamenii loc să intre în cabinele de votare. Era acolo tot ce aveai nevoie pentru a vota, de la urne, la parcă 3 sau 4 cabine cu draperie din aia albastră unde intrai și dădeai cu ștampila, plus ce aveam și noi la mese, ștampile, foi, plus stickerele astea pe care le lipeam pe buletinele oricui a votat. Adică uite, asta e poza pe care am făcut-o imediat după ce am votat. Da, mare fericire pe mine, eram în sfârșit bărbat. Fiți atenți, care era procesul în sine? Dacă mai țin bine minte, eram mai mulți la o masă lungă, făcută practic din mai multe bănci de clasă, puse una lângă alta. Noi așteptam să intre omul, să dea buletinul, să-l caute o doamnă care era acolo cu un laptop special în nu știu ce bază de date, apoi să treacă pe la noi, să completeze ceva hârtii, să-i dăm ștampila, să intre să voteze, să iasă, să ne dea ștampila înapoi și să pună votul în urnă, iar apoi să plece liniștit acasă. În afară de faza asta că era o grămadă de hârțogărie de făcut, iar eu, na, mate info, adică maxim scriam naiba în cod bloc și notepad, nici de cum scris de mână, vai, trebuia să fiu și foarte, foarte atent să nu le greșesc naiba oamenilor datele, gen numele, CNP-ul și tot ce mai era de copia din buletin, adică nu eram cel mai atent. Și apoi nu cumva să-l transform pe bietul om peste noapte din Ion Popescu în Gigel Maria și de la născut în 84 vărsător, bum, direct l-am născut în 97 Capricorn. Iar pe lângă toate astea, gândul că urma să fac asta o zi întreagă, de dimineața până seara, fără oprire, ce mai moarte curată. A, și să nu uităm, na, aia fiind secția de votare cea mai la îndemână pentru toți cei care stăteau prin centru sau prin zona Zăvoiului, acolo veneau, frate, toți profesorii, rudele și cunoștințele posibile, ceea ce făcea situația destul de awkward când intrau ei foarte decis să voteze.
voteze și mă vedeau pe mine acolo, complet în la hârtii. Adică la un moment dat, după masă, pentru că nu aveai voie să pleci de acolo, a venit o cunoștință care după ce a votat s-a întors în vreo o oră la masa mea și mi-a adus ceva să mănânc, un sandwich, niște ouă fierte și apă, pentru că probabil s-a prins și ea, că eu, na, neștiind cum merge treaba pe acolo, cu siguranță nu mi-au adus nici măcar mâncare la mine și da, avea dreptate. Îmi ghiorăiau mațele, efectiv, de pe la 4 după masa de foame, plus că după mai muream și de sete, era perfect, ce mai. Așa că îi mulțumesc femeii respective că s-a gândit și la mine. Pup. Dar stați că asta nu e tot. După ce am mâncat eu frumos și nu mai eram pe moarte, practic, intră pe ușă, ghiciți cine? Da, proful meu de mate din generală. Adică l-am ținut minte până în ziua de astăzi, la cât de greu mi-a fost la orele lui. Adică nu mă înțelegeți greșit, proful în sine era foarte bun, că, na, clasă de olimpici, pentru asta veneau toți, dar era și al dracului de exigent. Îți dădea doi instant, fără să stea la discuții și ce era după mine cel mai nașpa la el era faptul că jignea foarte, foarte mult. Atât pe mine cât și pe oricine nu se descurca la orele lui și na, asta chiar nu mi se părea mișto. Iar jignitul combinat cu un ton destul de răstit, adică na, chiar urla, ce să mai, te băga efectiv în fundul clasei fără să mai scoți vreun cuvânt înapoi. Dar în fine, ideea e că și el venise să voteze fix în secția aia în care eram eu. Și lucrul care mi s-a părut cel mai urât e că atunci când a intrat, nici nu m-a salutat sau ceva, adică efectiv s-a prefăcut că nu mă vede, cu toate că următoarea zi, când ne-am întâlnit pe stradă, a ținut să specifice că vai doamne, ce am făcut eu la secția de votare, nu sunt prea mic pentru asta? Mai mult ca o tentativă de jignire, deci na, ce să-i faci, dacă așa e omul, că până și în a 8-a, când am luat examenul cu 10 la mate, tot el a ținut să mă felicite, dar mai mult pe un ton așa, ironic. Ce să-i faci, fiecare cu ale lui. După faza cu proful și după ce s-a scurs aproape toată ziua, pe la masa mea deja trecuseră o grămadă de bătrânei care nu prea vedeau ei așa bine și trebuia să-i îndrumi cumva. Ceea ce devenea din ce în ce mai complicat, când lor li se părea că de la ce le spun eu cu aici va trebui să vă treceți numele, ei înțelegeau aici votează cu asta, ceea ce devenea un pic ciudat când se și enervau. Plus urna aia mobilă care era o complicăciune totală, practic fiind pentru persoanele care nu puteau să deplaseze de acasă, dar care totuși voiau să voteze, plus oamenii care stăteau 5 ani în cabina de votare și nu mai ieșau, bă. Dar efectiv zici că îi lovea inspirația fix în locul ăla și se apucau să scrie romane, teze de doctorat, poezii, nici de cum să ștampileze o amărâtă de foaie. Dar până la urmă a venit și momentul adevărului, și anume numărătoarea voturilor. Bine, acolo nu m-am băgat eu specific, dar nena la care deschisese urna cu cheia și începuse să le numere, avea și o doamnă lângă care nota tot ce zicea el, ca să nu pierdă cumva numărătoarea. Și după să trebuiască să, na, ia totul de la început, ceea ce de altfel s-a și întâmplat de vreo 3 ori cel puțin. Adică nu mă înțelegeți greșit, adormeam acolo pe scaun când l-auzeam pe ăla zicând 1333, 1334, 1333... Iar aia de lângă intervenind cu bă, dar e sigur că am ieșit atâtea? Ia mai verifică tu odată. Bă, nu mai puteam, cred că se făcuse 11-12 noaptea deja și ăștia tot numărau acolo de zor la foile alea. Dar într-un final, totul s-a terminat și voturile au ieșit la număr. Adică nenea nu a mai reluat totul din nou și din nou și din nou și din nou. Iar tantia aia nu a mai zis un știi? Votul ăsta parcă nu știu dacă l-am pus. Retotul, te rog, dacă ești tu drăguț. Așa că am dat noi informația mai departe cui trebuia să-i o dăm. Am aflat și noi cam câte voturi s-au făcut la celelalte secții de votare din oraș și apoi și pe județ, dacă țin bine minte. Iar apoi, ca prin minune, toți au început să aplaude și să ne felicităm între noi, iar eu nici acum nu știu mai exact pentru ce, că, na, eram pe jumătate adormit, dacă nu mort. Dar ne-am felicitat noi ce ne-am felicitat. Am dat mâna unii cu alții, ne-am pupat, dar vă dați seama că după ce am stat 12 ore în același loc, în aceeași încăpere cu oamenii aia, mă simțeam oarecum ca și cum am fost ca soldații în armată, în aceeași tranșee, ce mai? Adică deja ne știam viețile unul altuia, știam cele mai ascunse secrete ale fiecăruia, ce mâncare are acasă în frigider și ziua de naștere ale fiecărui unchi și fiecarei mătuși ale lui. Iar când a venit momentul să plecăm toți la casele noastre, chiar îmi părea într-un fel rău. Dar am jurat că atunci când ajung acasă, notez în jurnal tot ce s-a întâmplat
întâmplat acolo, plus un lucru chiar important pe care l-am înțeles eu cu adevărat în seara aia. Și anume, importanța votului. Da, da, și eu ziceam înainte că, na, ce contează? Oricum o să iasă ăla sau ăla, un vot în plus nu o să facă nicio diferență. Dar real, după ce am văzut toți oamenii aia care au intrat acolo și au votat, și credeți-mă, am stat 12 ore acolo, am văzut de la bătrânei, la femei cu copii, la cocalari, la prof de mate, pe care nu neapărat îi plăceam, toți au contat în mod egal. Și repet, chiar dacă îmi plăcea sau nu mie de ei. Și credeți-mă că voturile din ce am numărat noi la final chiar erau super strânse, adică în afară de 2-3 partide care practic nu existau, alea top voted erau la diferențele doar câteva voturi. Câteva voturi care de fapt erau votul meu și al câtorva persoane din comisie care au votat și el. Deci clar, acolo am simțit că am făcut diferența. Și uite, chiar zilele trecute împreună cu băieții de la Pro TV și cu Laura, am făcut un material super mișto cu Ies la Vot. Eu ies pentru că vreau un viitor mai bun în țara mea. Eu ies pentru că e momentul ca și generația mea să-și spună cuvântul. Dar credeți-mă, toți contăm. Uite și un desen cool care arată perfect ce vreau să zic. Așa că dacă ai 18 ani plus și vrei să fie țara în care trăim mișto, așa cum eu doresc și eu, mergi la vot. Nu-i lăsa pe alții să-ți ia oportunitatea asta. Iar dacă nu ai 18 ani, dar totuși vrei un viitor mișto printre niște oameni și mai mișto, dă un share la video ăsta oricui crezi tu că ar face o diferență. Și crede-mă, după ce am văzut în seara aia, chiar toți contăm cu adevărat. Psst, psst, băiatul, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrie ori dacă vrei să vă povestesc despre profii mei din generală, printre care și proful ăsta de mate, care vai, nici nu știți prin câte am trecut în anii aia, ca măcar să trec clasa, sau să vă spun despre primul meu job avut vreodată. Spor la ales!